Bună ziua, dragi prieteni, bine ați venit la Pomicula în Alban. Mă aflu în livada cu păr. Vorbim despre tratamente, despre boli, despre dăunători la păr. Principalele boli ale părului sunt focul bacterian, conidioza, rapănul și făinarea. Sunt multe, greu de reținut, dar dacă facem tratamentele care afectează, de exemplu, focul bacterian, ele sunt valabile și pentru celelalte boli. Le atacă și pe celelalte ciuperci. Așadar, cea mai importantă, cea mai periculoasă ciupercă pentru păr este focul bacterian. Cum se manifestă el? Focul bacterian atacă lăstarii tineri din vârf. Acum nu avem. N-am avut. Am făcut tratamente, dar, așa cum ai spus, sunt convins că fiecare acasă are o monstră de foc bacterian. Undeva pe vârf, lăstari, chiar și pe schelet, chiar și pe semischelet, peste tot, el se instalează și merge în jos până la tulpină. Odată instalat, este greu de scos din cultură. De aceea, cel mai important lucru este tratamentele să se facă preventiv. Făcând tratament preventiv, am scutit muncă, avem pomul sănătos, avem producție și avem satisfacții. Este foarte important să ținem cont de acest aspect preventiv. Bun, altă ciupercă care atacă părul este monilioza. Și ea se manifestă tot atacând lăstarii, tot așa, tineri, frunzele, lăstarii tineri care apar cum sunt ăștia aici, vedeți? Uite așa, ăștia îi atacă. Așa. Dar nu mergem mai departe pe lemnul vechi, pe schelet. Nu mergem mai departe pe schelet, pe semischelet, nu mai departe. Nu merge ca focul bacterian. Focul bacterian se propagă peste tot, o ia în jos până la tulpină. Altă ciupercă care atacă părul este rapănul. Rapănul apare ca niște pete inițial de 5 mm pe frunze, așa, după care se măresc cât la un centimetru, cât pui deci, tot se unesc între ele de culoare cenușie, un cenușiu închis spre negru, murdar, o culoare murdară. Ăla este rapănul. Și acum să vedem ce tratamente folosim. Toamna facem două tratamente pe bază de cupru. Eu folosesc șam, cum am mai spus și în alte filmulețe. Este mai omogen, se diluează foarte bine și nu rămâne strat în pompă. Eu tratez cu pompa de pe tractor și nu rămâne nimic. E foarte bun. Așa. Folosim șam. Două tratamente toamnă. Primul, înainte de a pica toate frunzele, dăm pe pom cu o concentrație dublă și dăm și pe jos unde a picat frunzele. A doilea tratament se dă tot toamna, la două săptămâni, când putem noi, când ne permite timpul, adică să fie temperatura aerului peste 5 grade, 2-3 zile, ca să facă efectul corect substanța. Deci folosim aceeași substanță, tot cu concentrație dublă. Al treilea tratament se face primăvara, înainte ca pomul să plece în vegetație, cu o concentrație normală. Concentrație normală așa peste de 0,2%. Concentrație dublă înseamnă 0,4%. După ce am terminat cu tratamentele pe cupru, facem un tratament înainte de dezmugurit, cu silit. Următorul tratament îl facem în plină floare. Într-adevăr, oamenii se feresc să facă tratamente în floaie, dar sunt tratamente speciale care se fac în floare, cu dedicație pentru anumite ciuperci. Deci folosim în floare soluția pe bază de fosetil de aluminiu, în denumirea comercială este aliet. Bun, deci în plină floare, când a florit părul, dăm cu aliet. După ce a ieșit din floare, folosim aliet în amestec cu mancozeb sau produsul afil duplo, care are cele două substanțe. Mancozebul, substanță de contact, și alietul, care este o substanță sistemică. Deci folosim aceste două tratamente în floare cu aliet și după floare tot cu aliet și un mancozeb sau un captan care să vină ca substanță de contact. După ce am terminat cu aceste două tratamente speciale pentru focul bacterian, sunt aceste două tratamente. După ce am terminat cu aceste tratamente, următorul tratament îl facem când deja perele se văd. Venim imediat cu șoruș. Șoruș ca să tratăm sau să prevenim, mai bine zis, rapănul. Am făcut și acest tratament, urmărim în continuare evoluția pomului și facem la 3 săptămâni un alt tratament cu luna, luna experience. Peste 3 săptămâni revenim iar cu șoruș. Și în felul acesta am ajuns către partea
finală. Acum, de precizat, la tratamentele care se fac în floare nu folosim insecticide. În rest, la toate tratamentele folosim insecticide. Astfel, la cupru folosim în mod alternativ. Odată mospilan, odată coragen. După floare folosim carate în alternanță cu mospilan sau cu coragen sau cu alt insecticid. Dar înainte de a face combinația, verificăm să vedem dacă au compatibilitate cele două produse, adică alietul cu coragenul sau alietul cu carate. Niciodată nu se știe exact. Adică ele se știe, dar nu știm noi, nu le stăpânim noi. Și atunci mai bine, ca să fim siguri, punem acolo soluția, prima soluție în apă, am amestecat într-o găleată, luăm într-un păhărel acolo puțină soluție și punem a doua soluție, care este insecticid. Să amestecă bine cu un becișor și dacă rămâne culoarea plăcută sau nu-și modifică structura sau culoarea, e treaba bună. Putem să punem în continuare și insecticidul și mergem la treabă. La păr, spre deosebire de alte specii, facem următoarea mențiune. La sfârșit de februarie, începutul lui martie, trebuie să facem un tratament automat, obligatoriu mai bine zis, cu coragen plus vertimec. Vertimecul este un acaricid. Acest tratament îl facem pentru combaterea puricelui melifer sau psila. Acest purice atacă în special părul. Este foarte periculos. La sfârșitul februarie, dăunătorul deja depune ouă. Dacă ne uităm cu o lupă aproape la baza mugurelui, vedem ouăle gălbui, un gălbui transparent, înșirate haotic în jurul mugurelui. După ce am făcut acest tratament, la 14 zile obligatoriu repetăm tratamentul. După floare, când folosim score, băgăm un insecticid, care am spus acolo, fie că coragen, fie carate zeon sau alt insecticid, dar băgăm încă o dată vertimec. Deci nu uităm de aceste două, trei tratamente cu vertimec. În februarie, la sfârșit sau începutul martie, 1, atunci când se depun primele ouă, al doilea la 15 zile și după floare, când apare fructul, folosim iar vertimecul în combinație cu celelalte soluții din tratamentul respectiv. La tratamente folosim și insecticide pentru că apar și viermi care atacă fructul. Odată ce a atacat fructul, fructul ori pică în prima fază când este mic cât nuca, ori când se face mare, înainte de maturitate, se strică, pică și cu asta basta. Deci astea sunt bolile principale, astea sunt tratamentele. În continuare voi reveni cu alt filmuleț la care mă voi referi tot cu tratamente, boli pentru alte specii. Până atunci, la revedere și succes!